Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună ziua, dragi telespectatori! Iată-ne din nou la emisiunea Ordinea de Zi. Sunt Aura Stoienescu și gazda dumneavoastră la o emisiune de dezbatere electorală. Așa cum v-am promis, încercăm să aducem în emisiune cât mai mulți invitați și să dăm posibilitatea acestora să își expună proiectele în fața alegătorilor. Ce vreau să spun, pentru că astăzi auzeam la conferința de presă a domnului Dan Ilie Morega faptul că de multe ori s-a uitat la unele televiziuni și a văzut doar critici la conducerile existente la anumite primării, Consiliul Județean și așa mai departe. N-a văzut nimic constructiv, n-a văzut propuneri. Probabil că nu s-a uitat dumnealui la noi în zilele acestea, dar noi am mers pe varianta dezbatere electorală, dar cu posibilitatea ca dumneavoastră candidații să ne prezentați atât nouă cât și oamenilor care pot pune ștampila pe dumneavoastră să știe ce vreți să faceți în localitățile dumneavoastră, pentru că ce nu face actuala conducere văd și singuri, părerea mea. Da, bineînțeles. Și atunci am mers respectând astfel și directivele CNA-ului pe ideea să vorbim despre ce vreți să faceți în localitățile dumneavoastră, mai ales că dacă veți acuza, va trebui să dovediți în 4 minute, în 16 minute împărțite la câte 4 minute fiecare pe 4 calupuri în care veți putea să vorbiți, pentru că totul este cronometrat potrivit legii, nu veți avea timp să dovediți ceea ce acuzați. Și atunci mergem pe promovarea dumneavoastră ca și candidați, nu pe criticarea concurenței. Asta e, noi facem regulile pentru că și nouă ne impune ce ne au mai departe. Bun. Bine ați venit, dragi invitați, dragi telespectatori, invitații mei după ce am făcut lecțiile, dar nu numai pentru dânsii, și pentru telespectatori și pentru cei care poate n-au înțeles de ce la noi nimeni nu critică. Pentru că vrem să vedem ce vor să facă, nu ce n-au făcut alții. Aveam un șef care spunea, nu există probleme, există doar soluții. Eu zic că există probleme, dar să nu pierdem prea mult timp cu căutarea lor, ci cu găsirea soluțiilor. Invitații mei din seara asta sunt domnul Adrian Piriș, candidat UNEPR la Consiliul Local Târgu Jiu. Bună ziua, bine ați venit! Să rămână și bine v-am găsit! Domnul Grigore sau Bebe, cum îl știe lumea în sat sau în comună, Cercelaru, candidat PRU la Consiliul Local Popșoru. Bine ați venit! Da, bine v-am găsit! Domnul Gheorghe Butan, candidat la primăria Drăguțești și primar în funcție. Bine ați venit! Să rămână și bine v-am găsit pe dumneavoastră și telespectatorilor în sat. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Dacă regia este pregătită să dăm drumul la cronometru să-mi facă o confirmare, este pregătită. Noi avem deja pe burtieră planurile dumneavoastră pe care ni le-ați prezentat înainte de emisiune, pentru că este adresată emisiunea și persoanelor cu deficiențe de auz și atunci am făcut un rezumat înainte, împreună, despre ce doriți să vorbiți în emisiune. Să începem cu domnul Adrian Piriș, candidat UNEPR la Consiliul Local Târgu Jiu și vreau să vă întreb, în viziunea partidului dumneavoastră și a dumneavoastră ca și potențial consilier local, ce trebuie făcut în Târgu Jiu? Da, exact cum ați punctat și dumneavoastră în prima fază, până acum toți candidații își bănuiesc că și cetățenii sunt sătui de a arunca vina pe cei care au fost înaintea. Sau care sunt acum. Sau care sunt. Că nu s-a putut face, că nu știu ce. Noi nu mergem pe critici, mergem pe programul nostru care l-am făcut împreună cu domnul candidat la primăria Târgu Jiu, domnul Marius Vlaicu, împreună cu echipa UNEPR-ului din care fac parte și eu, echipa de la Consiliul Local, și cred că problema prioritară a Târgu Jiului și a județului Gorj cred că sunt locurile de muncă. Avem un oraș cât de cât curat, mai trebuie lucrat și la orașul respectiv, la zonele limitrofe, localitățile componente orașului care sunt destul de dezastru, deci sunt la limita condițiilor de trai. Și cred că exact cum v-am spus, problema numărul unu sunt locurile de muncă, prin care noi încercăm să aducem fel și fel de investitori, prin a le oferi anumite facilități. Că
la anumiți investitori mai mici, dacă nu le acorzi niște facilități, nu vine nimeni să își deschidă o afacere în Târgu Jiu sau... Și cei mari vor facilități. Și cei mari, da, și cei mari. Dar, cine n-ar vrea facilități. Dar cei mici e mai spre mai binele mai lor, da. Și ne-am gândit la cei care vin, investitori care vin, la scutirea de anumite părți din impozitul către Consiliul Local, punerea la dispoziție diferite terenuri, utilități, unde se poate, da. Am vrea să creăm niște parcuri industriale, undeva unde s-ar găsi teren, inclusiv unde sunt terenuri poluate și astea, luate, depoluate, deci ecologizate toate și puse, date în domeniu, cum sunt și zona cetului, zona țigaretelor, fabrici de țigarete, unde au fost și acum sunt doar niște ruine, exact, s-au ajuns niște ruine cum au fost și cum se vede și prin alte localități și asta. Și ar fi destule, deci inclusiv la nivelul primăriei s-ar putea, vorbim la locurile de muncă, s-ar putea înființa diferite societăți mici în subordinea primăriei, de exemplu, sunt foarte mult mobilier de parcuri, de toate astea, adică bănci, garduri, care se cumpără cine știe de pe unde, că nu suntem în măsură așa, la ce bani nu se știe. Unde s-ar putea deschide un atelier de tâmplărie în cadrul căruia să facă tot mobilierul la nivelul municipiului Târgu Jiu, dând de lucru și la anumite persoane, cetățenilor din Târgu Jiu. Tot la fel, investitorii venind în zona cetului, fiind foarte mare spațiu unde s-ar putea diferite întreprinderi mici. Deci oferta va fi din partea respectivilor care vor să vină să-și pună oferta și ce vor să construiască. Deci credeți că n-au venit până acum? Nu li s-a oferit nicio facilitate? Bănuiesc că poate nu sunt în măsură să spună ce facilități sau ce piedici sau ce condiții li s-au impus. Deci, dar dumneavoastră aveți de gând să le oferiți aceste să le oferim tot sprijinul din cadrul primăriei și totul să le punem la dispoziție pentru a putea să demareze anumite investiții și anumite afaceri în județul Gorj, mai în principiu în Târgu Jiu. 15 secunde mai aveți. În principiu în Târgu Jiu. Deci asta ar fi problema locurilor de muncă. Probleme ar fi multe, multe de rezolvat în Târgu Jiu. Inclusiv partea de baze sportive, inclusiv care nu avem, suntem dezastru. Haideți că vom continua în următorul calup, atunci vă mai faceți dumneavoastră așa vă stabiliți pentru următorul calup de intervenție ce doriți să mai spuneți. Să continuăm cu domnul Grigore sau Bebe, cum îl cunosc localnicii, Cercelaru, candidatul PRU la Consiliul Local Plopșoru. La dumneavoastră în localitate ce considerați că e necesar, că trebuie făcut din momentul de față sau, mă rog, în mandatul care urmează? Comuna Plopșoru, sincer, se confrunte cu unele din cele mai mari probleme și dacă dumneavoastră mi-a spus să nu acuz, țin să felicit pe domnul primar că în cei 16 ani de mandat nu a asfaltat nici măcar un metru de ulițe. Și considerați singur... că ăsta este un motiv de a felicita nu am voie să acuz. Sau glumim? Nu am voie să acuz. Îl felicit pe dumnealui. Ca reușit... să aveți dumneavoastră ce lucra. Da, a reușit să nu asfalteze nici măcar un metru. De uliță? De uliță, da. Și comuna noastră e 22 de kilometri de ulițe. 22. Bun, eu vă propun să respectăm regulile făcute de CNA și de noi. Da, n-am acuzat, și să spunem felicitat. Ce vreți dumneavoastră să faceți, nu una ce n-au alta, făcut alții. Da, una peste alta. Mai ales că nu sunt aici de față ca să spună de ce n-au făcut. Da. Știți? Nu, eu am spus pentru că nu noi avem obligația, în momentul în care cineva acuză, să-i dăm posibilitatea celui acuzat să răspundă. Da, nu, nefiind de față, bineînțeles, n-avem voie. Telespectatorii o să mă sancționează dacă spun ceva greșit. Nu vreau deci să mă sancioneze pe mine CNA-ul, înainte de deci toate. Deci principalele obiective ale noastre sunt asfaltarea ulițelor și vrem să facem trotuar. Trotuar pentru copii. Deci comuna noastră se întinde pe 24 de kilometri de drum european. Și anual, vă spun, ne mor copiii pe marginea. Anual.
Deci ultimul accident care a avut loc, septembrie-octombrie. Deci accidente mortale. Deci acolo nu. Accidentele sunt mai mortale pe zona noastră, pentru că se circulă cum se circulă. Deci nu avem trotuare, microbuzele... Da, trotuarele nu trebuie făcute de cei de la drumurile naționale, nu, cumva? Nu, nu, nu. Nu are treabă... Cei la drum, nu au treabă cei la drumurile naționale cu trotuarele, nu, nu au treabă. Numai rigolele trebuie să le da, numai rigolele, și da. Și podețele. Și podețe, da. A, da, trotuarele înțeles. Nu, asta intră în cadrul da? Primăriei, da. Și una dintre principalele obiective fiind și acesta, dintre principalele noastre obiective. Avem două microbuze la nivelul comunei Plopșoru, nu funcționează decât unul ținem rezervă. Iar nu acuz, felicit. Dar doriți ca să funcționeze, da, să funcționeze ambele microbuze, fiind o comună destul de mare, să nu mai fie puși supuși, adică copiii la accidente. Să, deci vă dați seama, ne mor foarte mulți copii. Dar știți cumva de ce nu funcționează al doilea? Nu, că e defect, e ținut să nu funcționeze? Ținut rezervă. Deci eu când am întrebat, fiind și consilier, am întrebat în consiliu. Sunteți consilier local? Da, sunt consilier, da? Da, de două mandate, uh-huh. Și în consiliu mi s-a spus că este ținut rezervă. Ok, să continuăm cu planurile dumneavoastră. Da. Că iar nu pot să verific dacă e adevărat ce spuneți. E o acuzație pe care nu o putem dovedi. Nu acuz, felicit. Nu, da, bine, pentru noi e o acuzație. Da, haideți să nu glumim, suntem da, da, într-o da. Emisiune serioasă. Nu glumim cu destinul oamenilor. Una peste alta discutăm și de nerealizări. Pentru că nu putem să, de exemplu... Eu zic să discutăm despre propunerile dumneavoastră pentru locuitori. Păi, e buget public. Și de asta acum le spuneți la telespectatorii dumneavoastră da. Din Plopșoru da. Ce veți să faceți. Da, am spus de ulițe. Credeți că veți câștiga trotuare. Mai multe voturi dacă îl criticați pe actualul primar? Critic. Dacă ar fi aici, n-aș avea nimic împotriva. Nu, corect, dar eu nu critic, îl felicit. Nu. Desigur, să-l felicit, dar bine, în fine. Ce, am terminat timpul? Da, mai aveți 40 de secunde. Mai avem un pic. Da. Deci vreau sunt să mă foarte, înțelegeți, da, eu nu țin partea nimănui, dar nu avem voie să acuzăm exact, decât dacă da, cel acuzat e în fața noastră. Continuați. Deci sunt foarte multe probleme și eu am punctat decât câteva din... Ce vreți să da. Rezolvați? Deci asfaltarea ulițelor, trotuarele, una, școlile. Sincer vă spun, mai mă duc la ședințe la copiii mei și mă duc și calc pe același parchet pe care am călcat și eu acum 30 de ani. Deci nu s-a schimbat mobilierul același, nu avem laboratoare de specialitate, nu avem o bază sportivă, avem o sală, cred că sincer vă spun, nu am văzut în viața mea o sală ca aceea, nu am văzut, deci nu o sală de deci nu știu dacă pot să numesc de sport. Ea funcționează acum ca și magazie. Deci magazie de alimente. Deci efectiv nu s-a știu dacă pot să numesc. Timpul. S-a terminat timpul. Mulțumesc. Da, continuăm puțin mai încolo. Mai bine vă mai liniștiți, văd că sunteți foarte supărat așa. Da. Așa, și acum ia să discutăm noi cu un primar în funcție și care mai are niște mandate de viceprimar și mandat de primar înainte, domnul Gheorghe Butan, candidat la primăria Drăguțești din partea PSD, n-am scris aici, da? PSD, n-am greșit, da? Da. Așa, să vedem cum vede dânsul problemele de la Drăguțești și ce crede dumnealui că trebuie făcut de acum înainte, pentru că este primar în funcție de puțin timp. Ați preluat mandatul după ce a fost eliberat locul din motive obiective, să zicem, ca să nu criticăm. Da, fără a critica, vreau să vă spun că sunt primar doar din luna decembrie. Datorită unor probleme pe care toată lumea le cunoaște, am preluat frâiele acestei comune, o comună limitrofă orașului Târgu Jiu, poartă de intrare, poartă de ieșire, făcând legătura între cele două orașe, municipiul Târgu Jiu și orașul Rovinare. Și la Drăguțești, ca în toate comunele, sunt foarte, foarte multe probleme de rezolvat. Probleme pe care încercăm o parte din ele să le dezbatem aici, alături de dumneavoastră și pentru cetățenii comunei Drăguțești. Probleme deosebite, avem câteva sate, sau mai bine zis, satul nou Iași și satul nou Drăguțești, două sate, componente ale comunei, care au fost strămutați din bazinul minier Rovinari, bazinul minier Motru, cetățeni care cu voie sau fără voie au fost strămutați pe timpul acum peste 30-40 de ani, au fost strămutați dându-li se doar 250 de metri pătrați pentru a-și întemeia o nouă familie. Au construit casele, nu e spațiu suficient,
nici pentru a-și depozita lemne, materiale de construcție, nici pentru cărbune. Și ca atare aș vrea să încep, probleme și priorități sunt am pentru toate satele și probleme sunt foarte multe pentru toate satele, componente ale comunei. Și aș dori să încep cu începutul, cu poarta de intrare sau poarta de ieșire a comunei Drăguțești spre Târgu Jiu, să încep cu satul Nou Iași, sat care a fost cel mai vitregit dintotdeauna, datorită faptului că au fost strămutați acești cetățeni, nu decât 250 de metri pătrați, e o situație deosebită. Teren în curtea casei. Teren în curtea casei, inclusiv construcția casei. Acești cetățeni, fiind vitregiți, nu au posibilitate nici de a-și depozita materialul lemnos pentru, sau combustibilul, mai bine zis, când vorbesc de combustibil, lemne și cărbune, încălzirea făcându-se fiecare pe cont, făcând-o fiecare pe cont propriu. Deci nu există gaze. Nu există gaze. A fost introdusă conducta de gaze încă de pe mandatul meu de primar 2000-2004, dar s-a preferat să fie dus în alte sate gazele, în loc să le aducem pentru acești cetățeni care sunt cei mai îndreptățiți pentru a avea gaze. Ca atare, un prim obiectiv, toată lumea, toate satele sunt îndreptățite, dar satele de deal, având păduri, majoritatea fiind din zonă, au păduri, s-au mai descurcat pot descurca mai ușor. Dar acești strămutați, acești cetățeni care și-au pierdut locuința și agoniseala de o viață, nu au terenuri, nu au nimic. Fapt pentru care deja am demarat această lucrare, am reluat-o, mai bine zis, că am început-o tot eu, a fost abandonată după pierderea mandatului de primar, a fost abandonată, iar actualmente am reluat-o și le promit cetățenilor că în cel mai scurt timp, nu știu când, nu pot să le garantez, un an, maxim doi, dar vor avea gaze acest cartier. Cam câți locuitori sunt în acest cartier? Cam câte gospodării, să zicem? Sunt peste 450 de familii în satul Iași, satul Nou Iași, deci sat Iași, satul Nou Iași, care merită și au tot dreptul să beneficieze de aceste gaze. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Continuăm la următoarea intervenție cu problemele de la Drăguțești. Revin la domnul Adrian Pirici, candidatul UNEPR la Consiliul Local Târgu Jiu, și aș vrea să știm în continuare, domnule Pirici, cam ce, în afară de partea asta economică care trebuie încurajată într-adevăr, ce alte probleme vedeți în Târgu Jiu și propune soluții pentru ele? În afară părții economice, deci care se confruntă municipiul și județul, deci ar fi exact cum v-am spus, ar fi problema bazelor sportive. S-a ajuns la nivelul municipiului Târgu Jiu, cu toate că avem o echipă care ne reprezintă, o echipă de fotbal care ne reprezintă în Europa League. Nu avem un teren, deci, pentru cei mici, și ne-am gândit să venim în sprijinul copiilor, tineretului. La nivelul primăriei, în subordinea primăriei, să facem un centru sportiv la care să putem să facem undeva, să găsim o locație, de exemplu, zona Drăgoieni, Preajba, undeva. Să facă un centru, să amenajeze terenuri de fotbal, de handbal, de volei, de tot ce a adus, ce am avut cândva, am avut niște valori, niște performanțe care le-a adus Gorju. Și acum nu avem, deci vă spun, din surse sigure, întâmplător am și eu doi copii care fac fotbal, sunt foarte mici, la 11 ani, și se antrenează undeva pe la Stănești. Deci indiferent plouă, ninge, când ninge sau plouă nu se fac. Bine, asta pentru că e stadionul în lucru, probabil. Este stadionul în lucru, dar bănuiesc că și fiind stadionul în lucru se putea face sau amenaja niște terenuri să se facă. Întâmplător am fost prin mari orașe ale țării și ce baze sportive au respectivii lasă de dorit. Nu mai vorbim că un copil nu poate la ora actuală, deci dacă vrea să se joace cu o minge sau cu ceva, nu are unde, pur și simplu. Ceea ce asta iară este o problemă la nivelul școlilor. Să intervenim. Nu mai sunt minge în școli? Nu era problema, era vorba de baze. Deci sunt câteva școli care au săl de sport, iar restul nu. Deci bine, nici minge. Sincer, așa am înțeles, că nu au unde.
cam este. Eu am înțeles că n-au mingi. Nu, cam este problema și cu mingilor, că și da? Pe la școli, deci când se fac anumite astea, se duc cu mingile lor. Dar sunt, în afară de câteva săli de sport care le avem, sunt foarte multe școli din municipiul Târgu Jiu care au rămas la vechile terenuri de fotbal sau de asta, pe același teren de bitum. Da. Care deci nu este un sintetic, nu este... Da, și am vrea să venim... Mai sunt totuși câteva, acum îmi dau seama, de exemplu, la Rovinari, e un teren sintetic... Da, are și școala sportivă, nu? Că este, da, pentru că este un liceu cu tradiție și ar fi chiar... Mai apar. Da. Și am mai văzut undeva, cred că la Vladimir sau... Nu, la Vladimir cred că am văzut. Dar oricum e necesar să fie. Da, și tot așa, în sprijinul școlilor, prin fonduri, prin bani de la... bugetul local, prin astea, să se amenajeze anumite terenuri de astea, care și copilul și după ore, de să facă și timpul școlii sau și într-o sâmbătă și o duminică cei din cartierul respectiv, dacă vor să meargă, să organizeze un meci de fotbal, un meci de handbal, de volei, fiecare ce înclinare are, să poată să aibă unde merge a-și desfășura o activitate. Că în ziua de azi, majoritatea copiilor nu au altă ocupație decât calculatorul și netul. Corect. Este ceea ce nu le face bine. Ceea ce nu le face bine. Coloana nici catedrală, deci, la multe altele. Deci au ajuns copiii de numai... Deci, nu mai fac mișcare. Nu mai fac niciun fel de mișcare. Așa e. Poate și comoditatea calculatorului, poate și lipsa spațiilor. Sau joacă fotbal pe calculator. Sau joacă fotbal pe calculator. Păi da, acolo nu? Nu-i trebuie nici minge, nici teren. Mai pun și în grădină pe calculator, da. Nu se mai duc în grădină. Iar la fel tot în sprijinul copiilor am vrea să creăm alte spații de joacă, tot la fel cu diferite... limita posibilităților, deci cât permite spațiu, tot în locul spațiului de joacă, în interiorul spațiului de joacă, să creăm niște foișoare. În cartiere. Să creăm niște foișoare, ca în momentul când vine părintele cu copilul și lăsându-l să joace 5 minute, 10 minute, să nu stea în picioare sau rezimat de un gard. Sau în soare. Să stea undeva frumos. S-a terminat tipul. Din nou. Bin. Runda 2 s-a terminat. Trecem la runda 2 pentru domnul Grigore Bebe, cercelaru, candidat PRU la Consiliul Local Plopșoru. Să continuăm cu propunerile noastre, cu planurile dumneavoastră pentru Comuna Plopșoru. Unul dintre obiectivele noastre ar fi la nivelul statului Piscuri. Vrem să facem toate demersurile pentru ca cetățenii acestor două sate, Delen și Piscuri, să aibă un releu de telefonie. Efectiv, dumnealor nu au acolo semnal. Deci nu poți să... La dumneavoastră nu funcționează. Nicio firmă de telefonie? Nu funcționează telefonul mobil la dumneavoastră acolo. Acum, în secolul ăsta, nu prea cred că și este posibil. Și credeți că puteți atrage o firmă de telefonie? Da, bineînțeles, suntem siguri de asta. Da, există și terenul necesar? Da, bineînțeles. Iar suntem primării sigur, sau chiar, trebuie să faceți... Chiar am și discutat noi așa extra, că noi suntem siguri că o să câștigăm primăria. Suntem siguri și am și discutat pe chestia asta și e rezolvată. Și se rezolvă una peste alta, instalarea unui releu de telefonie. Vorbind despre telefonie, vreau să spun că la nivelul Comunei Plopșoru nu avem decât o firmă de cablu și ne dorim să facem toate demersurile sau să dăm aprobările necesare și altor firme care vor să se extindă. La granița Comunei Plopșoru există și o altă firmă cu prețuri mult mai mici decât este cea actuală și vrem să lăsăm și... Vreți să existe concurența, nu? Exact, din cauza asta. Existând concurență la nivelul Comunei Plopșoru, automat cetățeanul va avea de câștigat. Își va alege firma respectivă, prețul va fi mai mic. Deci... Presupunem, dar e posibil. Nu presupunem, e demonstrabile. Deci se demonstrează... Că cealaltă firmă are prețurile mai mici. Da. Eu am sunat la firma respectivă, la firma actuală care este și am spus că vecinul meu a sunat la București, domnule, de ce vecinul meu are un preț mai mic decât mine la cablu? Păi dumneavoastră unde locuiți? Păi în Comuna Plopșoru. Păi și vecinul? Păi domnule, eu mă învecinesc, nu o să știu domnule că mă învecinesc chiar... Da, Urdariu. Cu Urdariu. Domnule, vecina mea, păi știți, la Urdariu mai este o firmă de cablu. Și ghinionul meu că am născut în Plopșoru. Și vrem să... la vecinul. Păi nu, domnule, că nu mă învecinesc cu Urdariu, eu ca și casă. Așa am spus la București. Înțeles. Nu, glumeam. Și... Da, concurența e un lucru bun. Da. În orice localitate, indiferent că e firmă de cablu, de telefonie, de orice. Sincer vă spun, Comuna Plopșoru este o comună foarte bogată. Foarte bogată și an de an am avut un buget foarte mare care efectiv nu se regăsește. Deci nu se regăsește în nimic. Iar facem acuzații. Felicit atunci. Bine, ce scuze? Vă rog. Păi,
Puteți să spuneți că nu s-a făcut niciun ban, nicio investiție în Plopșorul? S-a demarat... Ok, deci, da, acum... haideți, că nu putem calcula acum ce s-a făcut și exact, ce nu s-a făcut. Ce haideți vreți să faceți dumneavoastră? Da, vrem să... Dacă domnul primar de la Plopșorul sau un consilier de la Plopșorul din partidul de la putere ar fi acum aici prezent, da, v-aș nu mai acuz, da gata, voie... Gata, nu mai acuz. V-aș da voie să vă duelați. Dacă nu e nimeni aici, nu sistemul putem. Cu apă în comuna Plopșorul nu funcționează peste tot. Deci dacă stai pe partea cu Jiu, să zicem așa, sau pe partea dreaptă, sens sistemul de mers... Sistemul de apă, iar acuzați. Spuneți-mi ce vreți să faceți. Păi asta vrem să facem noi, spun că vrem să facem. Nu, spuneți-mi așa. Vrem să fie apă în toată localitatea, în toată pentru localitate. Că nu toată lumea beneficiază în momentul de față. Da, fără să acuz. Și nu acuzăm în felul ăsta. Da, am înțeles. Iluminatul public. Iar... Doriți să funcționeze. Să funcționeze, da. Da, scuzați-mă, e destul de greu să fii moderator într-o astfel de emisiune. Nu acuz, și în acum care... am acuzat. Nu, mă gândeam că e foarte greu să fii moderator într-o dezbatere în care nu participă toate părțile. Corect, da. Nu? Păi nu, nouă, cetățenilor deci, comunei Plopșorul le place foarte mult noaptea și din acest lucru nu. Deci nu aveți lumină în toată localitatea și vreți să fie lumină stradală în toată localitatea. Cel puțin așa ne-am propus. Așa, așa ne-am se propus. Poate? De ce să nu se poate? Se poate, nu? Da, cum să nu? Acum, nici cu costuri mari. Deci nu se mai plătește la curent cum se plătea înainte pe timpuri. Sunt lămpi cu LED-uri, consumul economice. Să fie foarte mic, da, economice și nu mai să se vrea. Deci nu mai să se vrea... S-a terminat timpul. Nu mai să se vrea. Păi dumneavoastră vreți, nu? Noi da. Deci... De-aia vrem să și câștigăm primul. Am înțeles. Ia să vedem. Urmează domnul Gheorghe Butan din partea PSD, candidatul primăriei. Drăguțești, nu? N-am greșit ordinea. N-ați greșit. N-ați greșit, numai că timpul alocat e foarte puțin și n-avem timp să ne expunem toate problemele. Eu pot să vă las să vorbiți și 16 minute singuri corect. Și după aia să stați să vă plictisiți restul corect. Orei. Însă că e posibil să existe interacțiuni. Da, uite cum e la dumneavoastră, în comună la mine e invers. Măcar atâta dezbatere să avem și noi. Exact. Încercăm să vorbim un pic mai repede, să câștigăm cât mai multe probleme. Vă rog. O altă problemă cu care ne confruntăm la nivelul comunei Drăguțești, pentru majoritatea satelor, este canalizarea. Pentru a realiza această canalizare în toate satele, când vorbesc de toate satele, spun cele șase sate componente ale comunei Drăguțești. Referitor la această canalizare, deja am făcut deplasări la București, am luat legătura, am rezolvat și aici la Târgu Jiu. Pentru aceste canalizări există fonduri europene foarte, foarte multe și neaccesate. Nu acuz pe nimeni, și la noi în Drăguțești n-a fost accesat niciodată, nu dau nume, nu, fonduri europene? Niciodată nu s-a făcut niciun proiect pe fonduri europene. Vreți să faceți dumneavoastră? Fără discuție. Numai cu banii din bugetul. Eu nu știu dacă nu s-au făcut și nu pot verifica în momentul ăsta. Vă spun eu sincer, puteți să mă verificați. Pare rău, e acuzație. Deci vreau să accesez fonduri europene, fiindcă cu bugetul sau cu banii din bugetul local, din impozite și taxe, nu se poate realiza mare lucru la nivel de comună. Am înțeles. Canalizarea e destul de bună pentru toate satele. Deci pentru toate satele, chiar și satele de deal. Când mă refer la satele de deal, vorbesc Cârbești, Tâlvești, Urechești. Această canalizare, fiind de o valoare destul de mare, din discuțiile cu specialiștii, din discuțiile cu consultanții, am reușit și vom merge pe varianta în eventualitatea că voi continua împreună cu cetățenii ca edil șef al comunei Drăguțești. Vom împărți această lucrare în două etape sau în două faze, pe sate Urechești, Tâlvești și Cârbești, Drăguțești. Sunt patru. Da, dar patru sate, sigur că da. Deci că aveți șase. Șase, în unul e în derulare. Deja se lucrează. Da, se lucrează foarte, foarte încet pe fonduri guvernamentale. Lucrarea fiind foarte... Și al șaselea, că făcură în cinci. Și al șaselea va fi extinderea la Iași. Deci canalizare nu are niciun sat actualmente. Da, nu avem niciun sat, se lucrează într-unul cu posibilități de extindere. Am înțeles. Dar pentru celelalte nu există nici proiecte. De asta v-am spus, intenționez să accesez proiecte pentru a accesa bani. Că fără proiecte nu poți să primești bani. Bani sunt suficienți.
Tot pe fonduri externe vreau să spun că am discutat, există fonduri foarte multe, tot la fel, pentru un cămin cultural pe care mi-am propus, atât eu și echipa mea de consilieri, să redăm circuitului, fiindcă a fost abandonat de foarte mulți ani, nu-i funcționabil, a rămas un pic în paragină, dacă pot să-i spun chiar așa, a rămas neglijat totalmente acest lăcaș de cult, care e un cămin cultural, o clădire destul de frumoasă și mare. V-am spus, totul ar trebui să fie ok și noi ar fi trebuit să beneficiem Comuna Drăguțești de fonduri, de bani, de clădiri frumoase. Sper că în viitorul mandat să mă ocup și să pot să accesez aceste fonduri pe care le promit cetățenilor comunii. În momentul când fac aceste afirmații, am certitudinea și am discutat pe la tot felul de ministere pentru accesarea acestor fonduri. 20 de secunde. În 20 de secunde mare lucru nu mai putem face, rămânem pe canalizare și voi, diferența de minute, mi le acordați la următorul punct. Prelungiri la următorul, corect. La următoarea rundă, am înțeles. În regulă. Domnul Adrian Piriș, candidat UNEPR la Consiliul Local Târgu Jiu, vă rog să continuați cu propunerile dumneavoastră pentru orașul. Exact cum a spus orașul. Și domnul primar, domnul Butan, problema Târgu canalizărilor Jiu. Și rețelelor de apă există încă și există Târgu și la Târgu Jiu. Avem un centru frumos, nimic de zis, cu diferite tradiții, cu diferite astea. Dar cred că ar fi bine să ne orientăm, să ne uităm și spre periferia orașului, care au cam rămas cam la mila Domnului. Acuzație, vă sancționez. Deci, încă... Vreți să faceți ceva pentru aceste sate, da, componente, deci, da? Ce vreți să faceți? Deci, acolo? Inclusiv pentru zonele limitrofe, localitățile aferente municipiului. Am fost ieri în Iezureni, deci nu au canalizare. Oamenii se plâng de canalizări, se plâng de rețele de apă. Și cu ce veți face, cu ce bani veți face canalizarea? Păi acum, deci canalizări și toate astea, prin atragere de fonduri, prin... Că europene? Sunt, fonduri europene, da? Sunt diferite proiecte care nu sunt eu în măsură acum să vi le spun, că nefiind în, da, nefiind în asta, nu, da. Prin anumite astea, dar... Prin canalizare, bani, eu știu, o parte din banii de la bugetul local. Cofinanțare, probabil. Da, cofinanțare. Până la urmă, deci aia trebuie repartizați și investiți toți în folosul cetățeanului. Mai aveți Polata pe acolo? Zici este, că ești la... Este Polata. Comună. Da. În partea aia, Ursați, Polata, fac parte din, da, Târgu Jiu. Da, Ursați, Polata, sunt... Bârseștiu... Preajba... Da, Romaneștiu, Preajba, Drăgoieniu... Românești. Deci sunt destule, deci, localități. Mare, Târgu Jiu, multe, da, locuități, multe... Localități. Localități componente. Componente, da. Se cheamă. Da, localități componente. Deci, tot la fel, am vrea, sunt foarte multe blocuri, întâmplător mergând prin zonele astea, am văzut foarte multe blocuri care toată lumea spune că sunt proprietari, au rămas subsolurile foarte, foarte rău. Deci au rămas niște focare de infecții prin anumite blocuri de subsol, datorită conductelor de canalizare vechi. Da, legea ce spune? Cine trebuie să le repare? Știți cum e, legea spune, inclusiv cum a fost cu reabilitarea, spune ești proprietar, ți le faci, dar au fost, s-au găsit modalități, s-au găsit proiecte, proiecte, da, modalități, când a venit o parte, da, a dat o parte prin asociație, da, cetățean, o parte a pus Consiliul Local, o parte s-a venit din fonduri. Deci au zis, da, am și o întrebare, uite, de exemplu, la Drăgoieni nu este canalizare, fratele meu stă acolo și m-a întrebat pe mine și n-am știut să-i răspund. Dumneavoastră, dacă veți fi la conducerea primăriei în Drăgoieni, spre Ajba, spre, da, sunt localități Bălănești, care aparțin municipiului Târgu Jiu. Faceți canalizare? Da, facem. Deci avem un proiect. Aveți? Da. Bun. Altă problemă ar fi crearea de noi locuințe sociale. Acum, ori să găsim terenuri pentru a construi alte locuințe, ori ar mai fi o modalitate prin mansardarea anumitor blocuri, unde permite structura și după un studiu de fezabilitate făcut și să facem niște mansarde. Dar să fie făcute cum trebuie, că da, știu o mansardă care a luat o vânt. O știu și eu despre ce e vorba. Da, a fost chiar o fetiță care a fost accidentată. Deci făcute în... Deci făcute în, cum trebuie. Da, cum trebuie. Nu făcute de oarecine, cu cartoane, făcute cu... Da.
Adică o structură de rezistență... Poate lumea o să zică că o să fie probleme că proprietarii de la etajul 4 o să zică nu-ți dau voie, apartamentul meu nu-ți dau voie. Putem să le creăm anumite facilități prin, eu știu, reducerea din impozit persoanelor respective, reabilitarea de blocuri. Eu se vor bucura că nu-i mai plouă în cap. O izolație... Și că au căldură deasupra și nu mai au cerul deasupra tavanului. Știți cum este? Depinde. Unii da, unii poate numai de ambiție sau ce zice, de ce să vină altul să-l pună deasupra mea. Și de se poate, prin, oferindu-le o izolație termică la apartamentul respectiv, la blocul respectiv. S-a terminat timpul. Veți face un lucru bun. Să continuăm. Domnul Grigore Bebe Cercelaru, candidat PRU la Consiliul Local Plopșoru, care are obiceiul să felicite, o să-l rog să nu mai felicite pe nimeni, să ne propună, să propună, să vină cu idei noi, cu proiecte noi pentru Plopșoru. Da, am vorbit de sistemul de alimentare cu apă la nivelul comunei Plopșoru și vreau să le spun cetățenilor că dacă vom câștiga primăria, una dintre lucrurile care le vom face va fi micșorarea taxei de branșare. La nivelul comunei e o taxă prea mare de branșare. Banii nu se regăsesc în 10 metri de conductă și într-un apometru, taxa e destul de mare. Pe cine e taxa asta, primăria? O firmă, da. Și un apometru și 10 metri și un ventil, în jur de 6 milioane. Păi nu cred că puteți dumneavoastră să impuneți un preț firmei, dar puteți să aduceți 2-3 firme. Să vedeți ce concurs între ele atunci. Eu am care spus dă că prețul mai mic. Vom micșora prețul. Nu neapărat cu firma respectivă. Păi nu puteți să... micșora dumneavoastră, că nu, sunteți, nu puteți impune firmei un preț. Păi dacă firma respectivă nu mai vrea, poți să pleci. Noi aducem alte firme. Ce trebuie să... Pe viață? Primăria o aduce? Firma? Păi dar cine? Că doamna Vintea singură. Am păi, înțeles. Cine... Aduceți mai multe. Păi de ce să nu fie mai multe? O licitație, exact. Da. Exact. Da. Să fie prețul cel mai mic. Mulți oameni nu pot să efectiv să se branșeze. Deci nu se branșează din cauza prețului. 6 milioane la o familie săracă, poate pensia pe o lună. Ce să facă luna aia? Respectivul să se branșeze sau să moară de foame? Păi, dar și firma o să zică, dar ce vrei eu să n-am niciun profit, pentru ce vin pe la Plopșorul? Că numai drumul costă o grămadă de bani. Păi da, profitul să fie așa, de bunul simț. De bun simț, da. De la 2 milioane cât ar costa toate ele, până la 6, deci de 300% nu, mi se pare mult. Totodată vorbim despre apă, deci fiecare cetățean va fi branșat efectiv la sistemul de apă, indiferent că dumnealui a avut norocul sau ghiniul să locuiască pe partea dreaptă sau stânga a comunei, la fel și de canalizare. Deci canalizarea va fi la fiecare cetățean în parte, indiferent în ce zonă a comunei se va afla. Mai ales că și la dumneavoastră e o diferență de înălțime, probabil că va trebui să fie sisteme diferite de canalizare. Da, păi nu, avem niște stații de pompare, avem niște stații de pompare și... o să funcționeze și canalizarea pentru fiecare cetățean. În toată comuna? În toată comuna. Apă și canalizare. Apă și canalizare. Și drumurile asfaltate. Și drumul asfaltat. Păi acum ne mai dau cetățenii un mandat. Nu aveți, da, că spuneați că nu aveți tot drumurile asfaltate. Păi nu avem deloc. Așa. Deci nu avem deloc. La nivelul comunei Plopșor avem două cămine culturale. Dacă, iertați-mă, ca și consilier l-ați întrebat pe domnul primar și pe consilier, că bănuiesc că cine a aprobat ce faceți cu banii prima dată, nu consiliul local. Îmi propusasem să discut despre altceva, dar... Iertați-mă, da, spuneți ce doreți dumneavoastră. Nu e nicio problemă. La nivelul comunei Plopșor, iar fără să acuz, pe ordinea de zi, domnul primar, pot să spun, nu există diverse. Deci niciodată nu a existat diverse, de când sunt eu consilier de 8 ani, de 2 mandate. Deci nu există diverse. Deci efectiv nu pot să discut nimic despre... Dar nu aveți președințe de ședință la dumneavoastră, primarul, conduce consiliul local? Da, președintele de ședință este ales din... Președintele de ședință stabilește. Păi da, dar președintele de ședință e pus de... De? Cine conduce primăria. Nu, eu credeam că se rotește președintele de ședință, păi e mereu altul. Da, eu sunt un candidat permanent la funcția de președinte de ședință și n-am reușit să... N-ați fost niciodată președinte de ședință? Cel puțin mandatul ăsta nu. Doamne, dar ce consiliu local aveți acolo? Păi dacă e USL-ul și are 10 consilieri, 9 consilieri... Da, dar consiliul local este legislativ într-o localitate, dar trebuie să respecte și legea. Păi cum respecte? Deci nu este niciodată. Deci niciodată n-ai stat pe ordinea de zi diverse. Multă lume spune, domnule, spune și de mine și că nu... Și eu de unde știu că e așa? Cum îmi dovedeți? Da, să mă dea în judecată, domn primar. Nu se poate. Păi, dacă, n-am eu voie. Păi da, dar asta mi-a spus că trebuie să spun la domn primar, să-i spun domnului primar în consiliu. Păi, nu este diverse. Am înțeles. Deci ne este în divers, eu nu am efectiv, domnul primar, pot să spun, nu am când să discut în știință. Ce că sunt pe, nu sunt pe ordinea de zi, ce? Te rog frumos să ieși afară. Nu știu dacă e adevărat.
E foarte adevărat. Nu pot să cred. Da. Nu credeți, dar așa este. Dar n-am voie să vă las să spuneți așa ceva. Nu înțelegeți. M-ați întrebat. Bine. Bun. Nu, eu v-am întrebat altceva. S-a încheiat timpul dumneavoastră. Eu v-am întrebat altceva. V-am întrebat cine hotărăște într-o localitate, ce se face cu banii, care sunt lucrările prioritare. Deci mandatarul... Și am înțeles. Așa se votează în Consiliul Local dacă, mă rog, așa s-a întâmplat. Nu avem de unde să știm pentru că nu suntem acolo să putem verifica. Nu avem nici altă parte ca să confirme sau să infirme sau să motiveze. Da. Motiv pentru care vă aduc din nou la cunoștință că nu putem face acuzații care nu pot fi dovedite pe loc. Potrivit legii. Da. Da? Bun. Și asta a fost calupul 3 la dumneavoastră. Să continuăm la dumneavoastră 3. Țin aici socoteala. Domnul Grigore Butan, e rândul dumneavoastră, nu? Da, domnul Gheorghe, da. Gheorghe. Mă gândeam că acum două emisiuni era să tai timpii de aia de la, la doi invitați, să termine emisiunea înainte. Și acum de asta zic, de acum înainte notez, frate. Și în schimb am botezat pe dumneavoastră ca să facă o boacănă și de la pentru asta îmi dați încă 4 minute în plus. Nu, mai bine, nu vă, mai dau, mai bine vă dau un miel. E bun și mielul, că se apropie Sfântul Constantin și Elena. Nu, dar vă dau 6 secunde, vă dau 6 secunde pe care nu le-ați pierdut la ultima intervenție, da? Deci aveți prelungiri. Gheorghe Butan, PSD, candidat primăria Drăguțești. Poftiți, vă rog. Eu, față de colegii mei de platou, am avantajul că sunt în funcție. Și că mai aveți niște experiență. Și anterior. Mai am și un pic de experiență și am și cu ce să mai mă laud mai multe. Că am, de exemplu, chiar acum, în derulare, modernizare drumuri, asfaltări. Mă refer la drumurile Sătești. Am pe ordinea de zi și săptămâna viitoare continuăm cu asfaltările. Chiar dacă pe unii îi deranjează faptul că în campanie electorală n-am ce face, proiecte în derulare trebuie să le duc la bun sfârșit. Nu, eu n-acuz pe nimeni. Acum trebuie să spun că fac săptămâna viitoare sau în maxim două săptămâni încep asfaltările. Adică iarăși. Faceți asfaltare în campanie. Sigur că da, asta e, dacă sunt trebuie pe să poziție, ceva și acum. Trebuie să fac, că sunt nu plătit, mă plătește comunitatea locală, iau banii din bugetul local, trebuie să fac și treabă, că oamenii mă întreabă nu numai de propagandă. Adevărul că s-au săturat cetățenii, să umblăm turme, haită pe la porțile lor, s-au plictisit. Oamenii vor să le mai spunem și lucruri concrete și nu minciuni, și să și vadă câte ceva. Da. Am în derulare asfaltări de niște drumuri Sătești, vom continua, săptămâna viitoare demarăm iar lucrările pe câteva drumuri Sătești, iar pe viitor le promit tuturor cetățenilor comunei că în fiecare sat mai există crâmpeie sau bucăți de drumuri neasfaltate pentru care... Uitați-mă, colegii mei se distrează acolo la regie. Nu râde de ce pentru spuneți care, la asta, iertați-mă. Da, motivul pe, desi, pentru, comentează, pe, ei sunt chibiții de pe margine care comentează ce facem. E un lucru rău, aici. Dar numai să ne lase să ne spunem ce avem de spus, că mai pierdem mult. 8 secunde. 8 secunde, perfect. Vom continua în toate satele, deci am mai rămas bucăți de drumuri neasfaltate. În toate satele, când vorbesc de toate satele, vreau să anunț și Tâlveștiu, unde gândea că s-a încheiat asfaltarea. Nu s-a încheiat, mai sunt câteva ulițe, eu le bat permanent sau zilnic, mai sunt câteva ulițe de asfaltat în Tâlvești, în Urechești și în Cârbești și ca atare pentru aceste ulițe trebuie din nou întocmite proiecte și le voi face tot pe fonduri europene. V-am spus, kilometru de asfalt e foarte scump, aproximativ 4 miliarde și din bugetul local nu poți să faci, fiindcă bugetul e destul de slăbuț. Fiind o comună limitrofă orașului Rovinar, cei mai mulți cetățeni din comună își desfășoară activitatea în minerit. Cei mai mulți. Nu mai sunt mulți, sunt destul de puțini, fiindcă cu restructurările astea am participat la toate întâlnirile, am făcut apel la Consiliul Județean, la Prefectură, la directorii din minerit, să ne păstrăm oamenii care îi avem din comună. Nu mai sunt așa de mulți și ați văzut foarte bine cu CO și vedem pe toată ziua și pe toate posturile și în mass media, reduceri. Nu știu ce vor să facă,
actuala conducere a CEO-ului, fiindcă dacă nu se va continua cu energia și mineritul care predomină în Gorj, va fi dezastru. Aveți alternative? Nu prea sunt, nu prea sunt alternative. Trebuie să găsim alternative, dar noi vrem să menținem acești oameni, că nu mai sunt așa de mulți, trebuie să-i menținem în minerii. Sunt oameni care au fost afectați, oameni cărora li s-a luat terenurile și au fost rămutați cu condiția să fie angajați. În ultimul timp i-a mai păcălit, i-a mai fentat pe la Minprest. Ca acum să ne trezim că și de la Minprest se fac reduceri, nu Minprestul e de vină, consider că entitatea mare, CEO-ul, n-a știut să țină. Încă o dată, nu știu dacă fac bine sau nu fac, dar încă o dată îl felicit pe domnul Ciurel că în perioada cât a fost n-a redus personalul. Decât cel care s-a încadrat de o pensie de ceva. Dar după pierderea mandatului, după schimbarea dumnealui, am avut și noi toate comunele limitrofe orașului de suferit. S-au terminat și prelungirile. Și s-au terminat. Voi fi vorbit. La al treilea calup. Și acum suntem la ultimul, nu? Regia. La ultima serie de box. La ultima... da, la ultima rundă. Da, ia gândiți-vă, dragi telespectatori, dacă erau din aceeași localitate, ce pățeam. Era foarte bine că ne puteam... Dacă mi-e atât de greu să stăpânesc situația, fiind localități diferite, gândiți-vă dacă erau din aceeași localitate. Veneam cu probleme comune. Da. Bun. Să venim la domnul Adrian Pirici, care are ultima intervenție. La final, deci 3 minute și jumătate. Mai am vreo datorie la dumneavoastră? No. Secunde, n-am. Nu mergem pe datorie. Așa? Pe caiet. Nu mergem pe caiet. Da. Deci 35 de secunde, 30 de secunde la final le reținem din timpul dumnealui. Va vorbi 3 minute și jumătate, pentru că la final vom prezenta spotul colegului dumnealui de partid și de echipă la Consiliul Local și candidat la primărie, domnul Marius Vlaicu. Vă rog, dăm drumul la cronometru. Da, exact cum spuseam, timpul fiind foarte scurt, încercăm să fim foarte multe probleme de spus, spunem o parte din ele. Aici restul mergeți în mai teren, spunem și în alte, și în teren, mai spunem și în alte emisiuni, mai transmit și colegii, deci corect. Ar fi o problemă, problema pensionarilor. Am vrea să venim în sprijinul pensionarilor, în parteneria cu Casa de Asigurări. Să creăm niște, la nivelul municipiului Târgu Jiu, să creăm 4 centre stomatologice. Centrele stomatologice, stomatologia, îngrijirea dinților ar trebui să fie o problemă obligatorie la fiecare igienă dentară. A ajuns pentru anumite persoane, datorită costului, a ajuns un lux. Nu-și mai permite foarte multă lume să se ducă să-și pună dantura. În condițiile în care avem asigurări medicale. Da. Și am vrea o problemă de sănătate. Și o problemă de sănătate. Și am vrea în parteneriat cu Casa de Asigurări, cu găsite anumite soluții, să creăm niște centre stomatologice la care să poată să meargă și un pensionar la un preț mai mic, fiind o parte din costuri sau pe asigurare. Sau pe asigurare, deci până unde de se va putea ajunge. O parte din ele fiind suportate de Casa de Asigurări. Că până la urmă omul respectiv care a ajuns la o pensie și are poate o pensie de mizerie, poate a lucrat 30 și ceva, 40 de ani și a cotizat. Și a cotizat. Corect. Tot în cadrul sănătății am vrea să deschidem la Târgu Jiu un spital cu anumite secții care vor fi propuse de cetățeni, care consideră că ar fi mai importante, la niște standarde moderne, la niște standarde europene. Eu sunt cetățean de Târgu Jiu și vă propun să faceți recuperare post-traumatică. Nu se face în Gorj decât la Sadu. Da, și sunt de multe. Și... acuzați acum când se face. Da. Da, altă problemă cu pensiunea. Da, dar nu acuz primarul, că partea de spital nu ține de primărie. Tot pentru cetățenii Târgu Jiului. Am vrea să achiziționăm niște autobuze, troile buze, noi. Și cele care sunt, că sunt atâtea vechi care pe timp de iarnă nu se închid ușile. Se merge... Pur și simplu, prima treaptă e plină de zăpadă. Colegii, poate vă sancționez. Voi glumiți și eu zâmbesc, deci, când vorbesc aici. Pe timp de iarnă, când serioase. Ninge sau când viscolește, primele trepte la autobuz sunt pline de zăpadă. Da. Și cred că oricare ar vrea să meargă... E acuzație. Da. Oricare care deci ar vrea... Deci vreți să aveți troleie noi. Să da, o parte. Troleie noi. Poate nici de aia nu s-au achiziționat nici la ora actuală toate. Poate nu s-o putea toate odată, dar cât, pe cât am putea, deci am vrea să
un transport în comun, da, să fie cât de cât mai așa. Iar tot în favoarea cetățenilor. Am vrea să introducem un sistem video, niște camere de supraveghere prin niște anumite puncte cheie. Sunt anumite piețe, anumite astea. Sunt anumite astea, de exemplu, te duci într-o parcare mare la un gen Rodna, la Piața Mare. Îți lași mașina, îți lași mașina în parcare, plătești și când vii o găsești lovită sau zgriată. Spune că el nu poate să supravegheze toate aia. Și cred că niște camere de supraveghere ar fi necesare. Și prin anumite cartiere și niște cartiere mai mărginașe unde se mai întâmplă fel și fel de infracțiuni, mai mari sau mai mici. 10 secunde mai aveți. 10 secunde, nu mai prea. Deci cam astea ar fi problemele. Și multe altele și care le așteptăm să ni le propună cetățenii pe timpul campaniei electorale. Corect. Mergând și stând de vorbă cu ei. Haideți să vedem spotul domnului Marius Vlaicu. Stimați gorjeni, sunt Marius Vlaicu, candidat la primăria municipiului Târgu Jiu din partea Uniunii Naționale pentru Progresul României și totodată la funcția de consilier local și consilier județean în cadrul Consiliului Județean Gorj. Doresc să dau înapoi orașului în care m-am născut, Târgu Jiu, oamenilor care și-au rădăcinile sufletești și spirituale în acest minunat oraș, măcar o parte din iubirea, abundența, înțelepciunea pe care le-am primit în dar. Mă voi ține de cuvânt! Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Prezența oricărei persoane în cabina de vot, în afara celei care votează, precum și fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot, constituie contravenție și se pedepsește conform legii. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Da, continuăm cu domnul Grigore Bebe, cercelarul, candidatul PRU la Consiliul Local Plopșoru. Ultimele 4 minute, domnule cercelarul. În ăștia 4 minute n-aș putea să mai concluzii. Vorbesc prea mult, da? Una peste alta, că uitasem de sistemul de salubritate la nivelul comunei Plopșoru, îl vom implementa și va funcționa ca la carte. Fiecare cetățean va beneficia de o pubelă, ceea ce nu există acum. Iar acuze... La nivelul comunei avem două cămine care ne dorim să funcționeze. Deci pe mandatul nostru vor funcționa cele două cămine și se vor desfășura acolo anumite activități. Noi ne gândim și la pensionari să se întrească și dumnealor acolo. Da. Și efectiv totodată că avem și la nivelul primăriei niște pensionari care sunt foarte obosiți și chiar vrem să să-i trimitem relaxeze, acolo, nu? La relaxare. Serios. Și vom face niște concursuri, vom organiza niște concursuri și tinerii care le vor câștiga să lucreze și să lăsăm pensionarii să mai joace doar o tablă, un șah, să mai citească un ziar. Vă referiți la angajații primăriei, adică să vă reîmprospătați exact, personalul, da? Exact, da, avem, da, avem deci pensionari trecuți cu mult de vârstă, care efectiv chiar nu mai pot să mai țină. Pensionar lucrează, da, în continuare, da. Nu știu. O fi așa, nu da, fi așa. O să organizăm concursuri, organizăm concursuri și efectiv vrem să lăsăm pensionarii să viața care o mai să o să trăiască. Să se bucure de pensie, nu? Exact, să se bucure de pensie, să trăiască liniștiți. Dacă este așa? Este, că dacă eu am spus. Nu știu dacă nu acuz, le... Nu acuzați, faceți da. Afirmații care le puteți dovedi. Exact, da. Da, să continuăm. E stilul dumneavoastră, nu mă mir, dar da. Eu am obligația să vă opresc și să vă aduc la cunoștință că reprezint o acuzație care nu poate fi dovedită acum. Bun, să continuăm. Ce planuri mai aveți? Planuri ar fi multe. Acum... Sintetizat, mai sunt câteva da, minute. Da, sintetizat. Una peste alta, deci ne confruntăm cu foarte multe probleme la nivelul comunei Popșoru. Cetățenii le știu, le știm și noi. Aș vrea să vorbesc puțin despre echipa PRU Popșoru, da. Pe Popșoru și organizația Gorj. Una peste alta, la nivelul comunei, am făcut o echipă deosebit de puternică și, sincer vă spun, ne batem de la egal la egal cu domnul primar în funcție. Credem, adică cu PSD-ul. Da,
credem și suntem siguri că vom câștiga primăria. Și veți câștiga și destui consilieri ca să stabiliți prioritățile. Să dea Dumnezeu să fie așa, dar și dacă nu vom câștiga destui, una pe alta noi știm să... E normal să știm, doriți asta. E normal. Să facem la așa fel încât Consiliul să funcționeze. Deci să nu fim niște dictatori acolo, să oferim șansa consilierilor să-și exprime cuvântul, să vină cu vocea cetățeanului, să dăm șansa și cetățenilor să vină în Consiliul Local, să vadă și dumneavoastră cum să dezbate o ședință de Consiliu, ceea ce n-au avut până acum așa, iar acuze, cer scuze, n-au avut treaba dumneavoastră. Iar vă opresc. Da. Continuați cu altceva? Că mai aveți un minut și două secunde? Și rog cetățenii comunei Plopșorul să voteze echipa PRU la Consiliul Local, primarul comunei, pe domnul Niculescu, sper domnul să fie Niculescu un primar. Și mai cum? Niculescu Constantin. Este candidatul dumneavoastră candidatul, da, candidatul primăria Plopșorul din partea PRU, exact, da? Exact, da. Și la nivelul Gorj să voteze pe domnul Rudi Bugă și toată echipa dumnealui la Consiliul Județean. Și dacă vom câștiga primăria și la Târgu Jiu vom avea în Consiliul Județean reprezentați, comuna va arăta cum ar trebui să arate la momentul respectiv. Da. Mai aveți 17 secunde. Vi le dau dumneavoastră. Nu, că mulțumesc că n-am voie. Nu aveți voie să le n-am voie. Puteți să mai spuneți, eu știu, alte activități culturale. Culturale 6 sportive. Secunde. Nu mai sunt. Da, trece timpul. Mulțumesc cetățenilor Comunei Plopșorul că au avut bunăvoința și amabilitatea de a mă privi și a trage concluzii dumneavoastră după această emisiune. Da. Vă mulțumesc. Cu multă plăcere. Și noi mulțumim pentru prezență. Domnul Gheorghe Butan, ultimele noastre 3 minute jumate, pentru că jumătate de minut aveți spot electoral, nu? Da. Nu greșeți regia, da? Bun. Start cronometru. Încerc să vorbesc un pic mai repede. Îmi cer scuze cetățenilor Comunei Drăguțești pentru că timpul e destul de scurt. Altă dată când ne mai invitați la dumneavoastră să ne oferiți un timp mai mare. O oră, dar să nu fie campanie electorală. Printre prioritățile pe care eu intenționez, atât eu cât și echipa mea de consilier local din partea PSD Drăguțești, avem multe de pus pe plan. Extinderea iluminatului public în anumite sate. Menționez că iluminatul public nu se mai plătește nici la noi, că eram singura comună din țară, probabil, unde se plătea iluminatul public. De către cine? De către cetățean. Fiecare cetățean avea taxă 600 de mii pe an, taxe de iluminat public. Extraordinar de mult, foarte mult. Cetățenii cred că au observat. Am redus impozitele și taxele, am scos taxa de ecologizare, 240 de mii, care sunt niște lucruri nemaipomenite. Taxa de salubrizare, mă refer la gunoi, colectarea gunoiului, vom intenționa, nu se face gratuit, dar până acum era 600 de mii de persoană. Dacă erau 4 membri în familie, plăteau 2 milioane 400 pe an, da. Iar actualmente nu se mai plătește decât 600 de mii de cei 4. Așa, de asemenea am în plan și în cel mai scurt timp intenționez să duc la finalizare, după terminarea unor procese pe rol, o punte la Maioga, o punte pietonală unde se pot trece și cu utilaje agricole mici, cu animale, deoarece majoritatea terenurilor agricole ale cetățenilor din comuna Drăguțești sunt peste Jiu. Și pentru această punte, făcând legătura între comuna Drăguțești și Bălești, oamenii, cetățenii comunei, sunt nevoiți să ocolească foarte mult. De asemenea, m-am în derulare și văd că se mișcă firma constructoare, nu-mi place cum se mișcă deloc, un centru medical unde vor funcționa în cel mai scurt timp toate cabinetele medicale din comună, după standarde europene, să zicem. Voi organiza ziua vârstnicilor, care în ultimul timp nu s-a mai organizat și pentru prima dată intenționez să organizez zilele comunii. Vârstnicii au și dumnealor nevoie și pretenția să se mai întâlnească după zeci de ani petrecuți împreună, prin minerii pe unde au lucrat fiii satului, să-i aducem o dată să se întâlnească. E o plăcere pentru cei în vârstă ca după zeci de ani să se reîntâlnească. Fără discuție. Reorganizarea serviciului public. Intenționez în cadrul serviciului public să facem activități unde să angajăm cetățeni din comună. Eu am un principiu.
Exact cum spunea și colegii mei de platou, avem și noi câteva posturi libere, care unde voi ține pe cât posibil, pe cât posibil să fie angajați numai cetățeni din comună. De asemenea, intenționez, am avut deja prima rundă de discuții cu întreprinzătorii particulari, cu firme. Deja m-am documentat, am intrat într-o asociație, un GAL, prin care cetățenii comunei toți, că-i PFA, că-i II, că-i SRL-ul, pot accesa fonduri prin acest GAL. Ar fi multe, multe de spus, dar timpul nu ne permite, îmi pare foarte rău. Mă chema și altă dată. Vă mai chem după alegeri. Nu, înainte am vrea. Spectatorii, să continuăm cu spotul electoral al domnului Gheorghe Butan, candidat PSD la primăria Drăguțești. Mă numesc Butan Gheorghe, sunt primarul comunei Drăguțești actualmente și voi candida din nou pentru un nou mandat din partea Partidului Social Democrat. Solicit, stimați cetățeni, votul dumneavoastră pe 5 iunie pentru a fi împreună și a continua proiectele noastre. Așa să ne ajute Dumnezeu! Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori alte foloase, altele decât cele cu valoare simbolică, constituie infracțiune și se sancționează conform legii. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Dragi telespectatori, aceasta a fost emisiunea Ordinea de Zi din această seară. Eu sunt Aura Stoienescu, vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră, dar nu înainte de a mulțumi domnilor invitaților mei din această seară, domnul Adrian Piriș, candidat UNEPR la Consiliul Local Târgu Jiu, mulțumesc pentru prezență. Și vă mulțumesc pentru domnul găzduire. Grigore Bebe Cercelaru, candidat PRU la Consiliul Local Plopșoru. Mulțumesc și eu și scuzele de rigoare. Și eu scuzele de rigoare, era de datoria mea să intervin. Și a mea scuză. Și domnul Gheorghe Butan, PSD, candidat la primăria Drăguțești. Mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc și cu alte ocazii. Vă onorăm. Cu mult drag, emisiunea Ordinea de Zi va fi de acum înainte, nu numai pe perioada campaniei electorale, ci de acum înainte în grilă, de luni până vineri, dragi respectatori, începând cu ora 18, iar acești domni pot veni oricând în emisiune, nefiind campanie electorală, stăm de vorbă și o oră și... Peste 4 ani sigur n-o să mai acuz. Peste 4 ani. O să vin să spun ce am făcut. Și o să vină contracandidații să vă acuze. Așa e întotdeauna. Mulțumesc pentru atenție, dragi telespectatori. La revedere!